Spun așa, și-ar fi părăsit copiii în urmă cu 6 ani, iar de atunci n-ar mai vrea să mai audă de ei. Însă le-ar încasa locațiile, fără jenă. Sunt acuzațiile pe care le fac doi bunici după ce Nora ar fi plecat de acasă fără să se uite în urmă. Bunicii s-ar fi chinuit cu prichindei încă din primele lor clipe de viață, iar acum aceștia nu speră decât ca fosta Noră să-și facă datoria de mamă. A plecat mama copiilor de acasă? 2014, în septembrie, chiar când se înceapă copilul grădinița. Ce părere aveți că mama nu se ocupă de copii? În moment ce mi-a zis că pentru ea copiii ăștia nu există și nu vrea, nu s-a prezentat în 5 ani sau 6 ani cât am plecat la Târgoviște o dată la proces și nu a venit să-i vadă, măcar să-i vadă pe ei, ca persoană sau să vină aici să-i vadă. Normal că există rea o credință. Am înțeles că a spus că a fost bătută, a fost înjurată. Să spună lumea cine a văzut-o bătută și înjurată. Copilul meu a iubit-o extraordinar de mult. Copilul meu e un copil care dă și la câini să mănânce. Nu că spun eu că sunt mama lui, dar ăsta e adevărul. Vă spun sinceră. Deci ăsta e adevărul. O să vadă cât a pierdut. Foarte mult a pierdut ceea ce a făcut. Ea spune că nu dă pensia alimentară pentru că nu are bani? Normal că așa zice. Se prevalează de treaba asta. Că nu are bani. Să ducă la muncă. Dar ea unde a plecat? A găsit pe net, pe acea, pe concubin, pe cel care e cu el, acest polițist. Acest polițist a fost motivul pentru care ea și-a abandonat copiii? Cred că el a fost motivul, cred. Nu știu dacă este iubire între ei, dar a vrut să facă chestia asta. Din momentul în care ea a plecat, a mai dat un semn copiilor? Nu, niciodată. Oricum, eu cred după mine că a fost strategic copiii ăștia făcuți. Dar ea din ce se întreține? Din alocația la copii. Nu vă este greu? Toată pensia, vă spun că o dau, e pe mâna lor. Cum s-a implicat în creșterea copiilor din momentul în care a plecat? Nicicum. N-a venit să-i vadă, n-a interesat-o. Cine se ocupă de copii? Eu și bărbatul meu. Și băiatul meu, bineînțeles. Dar el nu e, nefiind fizic, cel puțin le trimite, să vă arat hăinuțe, le trimite bani, le trimite, că altfel nu. Mama lor a fost vreodată la o serbare? De când l-a făcut maică sa, eu m-am luptat, nu aveam mașină de multe ori, sau bicicletă, cu el în brațe și pe frig, pe biscol, pe iarna, pe jos, mă duceam cu el până la grădiniță. Cât a stat lângă ei, n-a fost o mamă model, adică nu era implicată emoțional, eu o vedeam. Ea, așa, deci nu a fost niciodată. Și copiii fiind, eu stând aproape, mai mult cu mine au crescut. Nu cred că le-a fost așa de greu fără ea. Deși a fost perioadă când a plecat ea, când nepoțelul îmi spunea, aici dormea mami, aici tatea, aici surioara. Dar probabil că atunci copilul a suferit. Clar a suferit, că l-am găsit bolnav, m-am dus la doctor, era o problemă cu ficatul copilului. Că e greu, pierzi un câine și ți-e greu, dar aminte să nu mai vezi pe mama lângă tine. Ea a dat o explicație când a plecat? Ce? A zis că nu mai vrea să mai stă. Ce? Nu a dat absolut nimic, n-a plecat, nu certată, nu... N-am avut, am văzut eu că era câteva zile înainte forfotă pe aici. Niciodată nimeni nu s-a interesat să-mi spună, domne, copiii mai trăiesc, nu mai trăiesc, nimic. Despre acest subiect voi discuta cu colega noastră, Mara Bănică. Bine ai revenit, bine Mara! Bine te-am găsit, bună seara! Iar acum o invit în platou pe Eleonora, dar îl invit și pe Dumitru Vlada. Sunt bunicii care fac aceste acuzații. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Vă rog să luați loc! Bine v-am găsit pe dumneavoastră! Ce faceți? Facem bine. O bunică veselă și tânără sunteți. N-avem ce face, trebuie să ne conformăm. Și cred că vă și țin nepoții în viață. Da. Dar ați venit cu plăsuța? Nu, aveam actele. Hotărâri. O pungă de acte aveți și de hotărâri? S-au strâns în 6 ani. Să știți că mai puțin ne interesează actele și hârtiile pe care oricum cei de acasă nu le pot vedea și nici nu le putem înțelege, parcă sunt prea tehnice. Ne interesează povestea de viață a dumneavoastră, doi bunici care au rămas fără voia lor și părinți pentru doi copii atât de mici. Așa a fost. Aș vrea să vă întreb... Cum s-a întâmplat acest lucru? Simplu.
foarte simplu. Adică mult prea simplu, nu? Mult prea o mamă simplu, care da, exact. Ar trebui exact. Să-și crească copiii și să-și iubească. Exact. După 10 ani de zile a considerat, bine, de fapt, eu, asta e părerea mea și e sigur ceea ce spun. Uh-huh. Sora ei a complotat cumva, cunoscând polițiștii din zonă de la ei, a cunoscut pe băiatul care, fosta mea noră, este cu el. Dar ce, legătură, niște... dar ce legătură are poliția? El e polițist? Sau... Da, era polițist la înțeles. Ele în localitate. Am înțeles. Da, și sora, cunoscând pe toți și așa, mi-a făcut legătură cu ei. Bine, asta e părerea dar mea. Dar fosta dumneavoastră noră era căsătorită legal cu băiatul dumneavoastră? A fost căsătorită legal 3 ani de zile, da, după aceea ea a plecat, cum am spus și data trecută în emisiune la dumneavoastră, acum 2017, uh-huh. A plecat, a considerat, n-avea copii, nu erau copii atunci, a considerat că e mai frumoasă viața să plece, să nu știu ce să facă ea. Și cât a lipsit atunci? Am înțeles că a plecat cu cineva, dar nu știu, uh-huh. Sigur. Nu știu, câteva luni de zile, după aceea băiatul s-a dus, a mai căutat-o, s-au împăcat, au făcut copii. El a primit-o, da? Ei au divorțat atunci? Atunci, da. Și da. Au făcut copii divorțați fiind? Divorțați, dar ea ținându-și numele soțului. Adică, înțeles, dar ei nu, legal nu mai erau căsătoriți, însă și-a păstrat numele exact. Și copiii poartă numele ambilor exact. Părinți. Deci, el a iertat-o, câtă putere a avut el să o ierte și să o primească înapoi? Prima greșeală să iertă. Sau poate că asta a fost greșeala? Eu să știți, ca mamă și cu experiență, i-am spus, dacă ți-a făcut-o odată, așteaptă. Deci oricum eram și știam ce fel de oameni sunt, eu îi știu acum, cel puțin ne-am cunoscut destul de bine. Dar asta e, a zis că o iartă și nu puteam să mă bag eu în ceea ce... Ea locuia cu dumneavoastră? Ei. Cu noi, da. Și oare asta n-a făcut-o să plece? Casa separate. Da, dar cu dumneavoastră în bătătură acolo, nu? Da, adică, dar aveau casa lor. Aveam gard între noi. Aveam gard între noi, le-am făcut casă, tocmai din motivul ăsta, ca să nu simtă că stă cu soacră sau cumva. Nu, erau separați. Spuneți-mi, câți ani au copii acum? Păi avea când a plecat 5, respectiv fetița 2, da? Doua. Bine, 2 ani fără o lună, cam așa, că în septembrie a plecat și în octombrie a făcut fetița 2 anișori. Și acum au 8 fetița și 11 băiețel. Au merge întrebat, pe 12. Au întrebat copiii, au întrebat atunci de mama. Fetița poate era cam mică, dar băiețelul fetița la chiar 5 era ani... mică, da. Și nici băiatul. Probabil că s-au fi închis atunci în el, dar n-a vrut să... Dar niciodată nu l-am auzit, că vă dați seama că nu-mi plăcea, nici mie nu-mi convenea să ținește copii. Forța pentru ce țineam. Clar că nu, ce-a fost în sufletul lui Dumnezeu știe. Băiatul a rămas puțin cu au mai rămas traumă, cu traume, da. Își lua de mai rodea, da. Gulerul la ce are pe el, haină, cămașă. Da. Ce ați întrebat vreun psiholog ce înseamnă asta? Nu, n-am păi întrebat. Sistem nervos, cred. Da, îl mai văd de câteodată că mai... Da. Și am avut probleme un pic cu ficatul atunci recent, dar bine, s-a rezolvat. Până. Dar vedeți, el are acum 12 cred ani, că el o să pășească și el în pubertate, va deveni adolescent sigur. Și cu siguranță că va avea nevoie atunci de cineva cu care să vorbească, un părinte, clar, un da. Tată, o mamă. Sunt, va fi o perioadă grea, probabil. Sunt premianți amândoi. Fata e clasa 2, el e a 4-a. Premiat. Sunt foarte mulțumiți învățătorii. Sunt în aceeași clasă. Dar ea când a plecat, v-a anunțat sau pur și simplu nu, a fugit? Nu, eu a eram... A plecat să ducă la școală. Deci eu i-a dus la școală? Pentru flori. Sau la grădiniță, la grădiniță, nu? Atunci. La grădiniță, da. Și ea s-a dus să ducă copiii la grădiniță nu, și nu s-a mai întors? Și nu s-a mai întors. Vreau să vă spun, niciodată n-a fost cu copilul la grădiniță. Niciodată. Ăsta a fost singura dată când s-a dus, a prins momentul, că vezi, doamne, să plece. Eu eram plecată la fata mea la București, uh-huh. Bărbatul meu era prin grădină, a prins momentul și atunci... De unde veniți? Din ce localitate? În Dâmbovița. Din Dâmbovița. Uh-huh. Și spuneți-mi... adică lucrurile astea cumva și legal trebuiau discutate. Cui a lăsat copiii? Cine semnează pentru ei la intrarea la școală? Cine îi duce la medicul de familie? Cum îi interna? Multe am pățit, că n-am avut certificat de nașterea lor, a plecat cu totul. Da, foarte mult. Și am avut copii, m-am dus că s-a îmbolnăvit amândoi în perioada aia atunci. Și când te-a dus la spital, sigur că acolo vă întreba de mamă. Am dus la Grigore, unde sunt părinți? Păi zic, la camera de urgență te primește, dar pentru alte investigații ulterioare mai mult nu. La medicul de familie, când a fost cu băiatul, tot așa, într-o perioadă, medicul de familie m-a întrebat ce vaccinuri a făcut. Păi zic, cine l-a înscris? Că el a fost, copiii au fost înscriși la un medic de familie în București. Și ea, după ce a plecat cu copiii, a transferat la un medic de familie acolo, în localitate, în Niculești. Și m-a întrebat doctorul ce vaccinuri. Păi zic,
cine a scris aici, nu putea să vă spună. Nu a văzut deloc de când a plecat? Spun, niciodată. Vă spun cum? Și pe tema un pic, asta. De câți ani a plecat? Vă spun și tema asta. A plecat de 6 ani și ea nu i-a văzut niciodată pe copii. A mai venit în 2015, imediat, când am auzit că am dat-o în judecată, la fel, cum face și de data asta. Ați dat-o în judecată pentru a... încasa alocația, dar nu asta era motivul. Era motivul exact cum spuneți dumneavoastră, nu puteam să înscriem copii. Nu puteam... Trebuie un cadru legal pentru a putea fi cu adevărat tutorele copiilor. Exact. Eu am solicitat și la doamna educatoare, chiar a tot sunat-o să poată să vină să facă înscrierea copilului. Deci am tot sunat-o, nu răspunde. Deci am încercat eu la mamă să spune-i, mă, să vină să înscrie. Erau 5 km între noi. Dar mai are copii, adică cu domnul. Acum a făcut 2 copii cu acest bărbat. Acum poți să iubești pe primii doi, nu iubești, pe următorii doi iubești și crești. Păi cât de nedreaptă să fii? Nu cât? Știm că nu. Iubești nu, și nu, vă dați seama că e strategie. Tot ea face strategic. Și asta am spus-o și o spun. Ea, nu ai, dumneavoastră aveți 3 și dumneavoastră 1. Să vă trăiască, vă dea, dar vorba noastră, poți să faci 10 și cu X, Y. Nu cum poți să faci diferență să faci între diferență. Ei. Nu, clar că nu și iubește. Da, deci spuneți că în 6 ani n-a venit odată să-i vadă, odată să vină acasă, dacă trecea, ea e în țară sau în străinătate? Bineînțeles că e în țară. E în țară? E departe de copii? 5 km de noi, mamă sa. Mamă sa ei, dar nici bunicii mamă sa, materi. Nici bunicii. Deci nimeni nu s-a interesat de soarta acestor copii din întâmplător, familia cu 3 zile, 4 zile ne-am găsit cu bunicii, întâmplător. Și mi-a arătat nepoțelul, uite mama e, zice Z, numărul de la mașină. S-au pitit în mașină. Eu chiar am vrut să mă duc să le arăt copiii și să văd reacția, s-au pitit pur și simplu se dar mama acolo. Lor trăiește în România tot așa la o distanță relativ mică de copii? În Zagob. Am înțeles. Cum să bătrânești, nu știu exact. În 6 ani să nu-ți vezi copiii. Da. Da. Păi asta vreau să vă spun cu fetița de 2 anișori. Am întrebat pe mamă sa, că fetița era la mine, și am întrebat pe mama ei, mă zic, spune și mie dacă ne-a dat augmentin. Era o problemă de... Că nu mai spunem nume de medicamente. Un antibiotic, un antibiotic. Nu știam și așa. Și eu m-am auzit-o prin telefon, că a spus că pot să-i dau ce vreau. Adică nu-i interesa. Da, și mesajele care vi le-am dat la dumneavoastră în 2000, nu erați dumneavoastră, era doamna, așa, când a spus că acei copii pentru mine nu mai există. Doamna, dar cadrul legal în momentul ăsta care i-ați obținut dumneavoastră... Da. Sigur că da, băiatul, sigur. I-a obligat sigur, o instanță să dea pe 3 ani alocația care a încasat-o până drept. Și vi-a dat? Erau cu... Sunteți dumneavoastră acum reprezentanții legale ai copiilor? Avem și noi. Pentru ambii copii, și pentru fetiță și pentru băiat. Dar n-a plătit alocația, a pus o instanță să dea banii din urmă, și n-are să execute. A obligat o instanță. Da. A făcut și la executor. A trecut, s-a schimbat 3 executori. S-a ajuns la al treilea executor. Și nu, că n-are ce să ia după aia, că n-are nimic pe numele ei. Nici nu-i place munca în 10 ani, 24, 34 de ani de muncă. Da, astăzi mi-a comunicat executorul care a preluat dosarul, că acum s-a angajat la Termen. Da, să nu mai dăm nume de nicio firmă. S-a angajat undeva. Da, s-a angajat. Da. Și mi-a zis soția că tot azi a venit facturul poștal cu 1 milion sau 2. 200. Păi când ea e obligată să dea 4 milioane numai pensie de către instanță?